Guvernanții încearcă să diminueze evaziunea fiscală din România, fiind emisă și o ordonanță în acest sens. Deputatul hunedorean, socialdemocratul Ilie Toma, a declarat pentru Hunedoara 1 TV că evaziunea fiscală a ajuns să fie un fenomen îngrijorător în România și, citez, șmecherilor le place să fie șmecheri, iar omul de rând respectă legea. S-a dat o ordonanță și pentru evaziunea fiscală, pentru a încerca să stopăm evaziunea fiscală. E un fenomen care și ăsta ia amploare în România. Și-a luat amploare. Și văd că le place șmecherilor să se consideră șmecheri. Totuși, sunt 30 de ani, peste 30 de ani, 33 de ani de când omul simplu, omul de rând, omul drept, respectă legea, merge și depune declarațiile fiscale, își plătește taxele și impozitele și șmecherul totdeauna, găsind unele portițe legislative care foarte greu le... Uneori există, da, lacune în legislație și totdeauna șmecherii vor găsi porți și cel care reglementează în domeniul legislativ trebuie neapărat să-și facă datoria. Și atunci, în momentul ăsta, cine nu depune declarația fiscală la timp, astăzi le închidem acele portițe, nu vor mai exista, n-ai depus declarația fiscală la timp, amendă din prima, nu mai discutăm. Și amendă destul de consistentă ca să o simți să nu mai repeți acel lucru.